Dacă nu s-a terminat până acum feria specifică sărbătorilor de iarnă, aceasta s-a încheiat pentru elevii din Republica Moldova, care astăzi au revenit la școală. După o vacanță de 2 săptămâni, care a început la 26 decembrie anul trecut și s-a terminat astăzi, școlarii reiau orele din primul semestru al anului școlar 2011-2012. Vacanța de iarnă s-a sfârșit, iar de astăzi elevii s-au întors pe băncile școlii. În raionul Glodeni, la ore, au revenit 7046 de copii. Cu ce planuri ați călcat în 2012? De a continua, de a obține acele realizări în crearea condițiilor mai bune pentru fiecare elev, pentru a obține o educație de calitate. În acest sens avem și careva rezultate. În cadrul proiectului Educație de Calitate în Mediul Rural au fost dotate 4 autocare care vor transporta elevii la școli de circumscripție. Copiii sunt entuziasmați de revenirea la școală. Aceștia au afirmat că le-a fost dor de colegi și că se așteaptă la un an de studii mai bun, cu succese mai mari. Vreau să-mi adun toate forțele, să depun foarte multă muncă pentru toate disciplinile școlare, să participăm la olimpiezi și puțin odihnă. Vreau să particip la olimpiadele care sunt în cadrul școlii și la acest concurs care o să fie la Chișinău, Odiseea Cugetului. De menționat că în raionul Glodeni sunt 7046 de elevi care frecventează școala. Pentru aceștia, următoarea vacanță va începe în luna martie, urmează vacanța de Paște, iar anul de studii se încheie la 1 iunie, odată cu începutul vacanței de vară.